Bine te-am regăsit! Te gândești cu ce dulce, sănătos și bun ai putea să surprinzi familia? Nu e așa că trebuie să fie ușor și eventual rapid de gătit? Sunt dr. Elena Țambrea, medic nutriționist în cadrul Clinicii de Nutriție pentru Copii și Adolescenți Kilostop Junior, iar astăzi îți propun o rețetă extrem de simplă de biscuiți care vor rezolva problema micului dejun pentru tine și pentru copilul tău. Dacă îți dorești să fii la curent cu cele mai noi rețete sănătoase pentru mămici și pitici, nu uita să dai like, subscribe și click pe clopoțel. Așa vei fi printre primele mămici care vor afla când mai scoatem ceva bun din cuptor. Rămâi cu mine până la final dacă vrei să afli ce să asociezi la un mic dejun cu biscuiți pentru a contracara foamea precoce. Îți recomand să-i oferi copilului tău un fruct pe lângă biscuiții de dimineață, preferabil afine. Afinele au darul minunat de a limita creșterea concentrației de zahăr în sânge, atât la adulți cât și la copii, aplatizând curba de glicemie. În acest fel, zahărul consumat la micul dejun nu stimulează secreție mare de insulină. Principalele beneficii sunt sațietatea și energie pe perioadă mai mare furnizată de acest mic dejun. În plus, la prepararea acestor biscuiți folosește o banană bine coaptă. Bananele bine coapte previn constipația și, alături de afine, vor furniza fibre de calitate pe acest mic dejun. E bine de știut că acolo unde sunt fibre, sunt și vitamine și minerale. Pentru îndulcire, o să înlocuim zahărul cu extract de mesteacăn sau xilitol bio, un îndulcitor care se comportă excelent la coacere, are cu 40% mai puține calorii decât zahărul și conține substanțe care susțin fixarea mineralelor în smalțul dentar. Rețeta de astăzi este pentru 20 de biscuiți, un biscuit aducând următorul aport nutrițional. 92 de calorii, 17,4 grame de carbohidrați, dintre care 3 grame de zaharuri, 1,4 grame de proteine, 3 grame de grăsimi, 0,05 grame de grăsimi saturate și 0,7 grame de fibre. Pentru această rețetă o să avem nevoie de 100 de grame de afine, 200 de grame de făină, 75 de grame de unt 65% grăsime, 50 de grame de nucă tocată grosier, 60 de grame de merișor deshidratat sau orice alt fruct deshidratat, 50 de grame de iaurt semidegresat, 125 de grame de xilitol, un praf de sare, 2 grame de praf de copt, un ou și o banană. Să începem! Amestecă untul lăsat peste noapte la temperatura camerei până când obții o compoziție omogenă. Adaugă oul și mixează până se încorporează perfect în crema de unt. Curăță banana, zdrobește-o cu o furculiță și adaugă-o în compoziție. Mixează bine până se omogenizează. Amestecă făina și praful de copt și adaugă încet în compoziția obținută în prealabil. Mixează până când obții un aluat cremos, iar la sfârșit adaugă fructele deshidratate, nuca și amestecă cu o lingură. În tava de cuptor tapetată cu hârtie de copt, formează cu ajutorul unui scup de înghețată mici grămăjoare de aluat, distanțate la aproximativ 2 cm și aplatizează-le ușor cu o spatulă sau cu un cuțit pentru unt. Dă tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru circa 15-20 de minute sau până când marginile biscuiților sunt ușor rumenite. Ești încă alături de mine, așa că iată cum să alcătuiești acest mic dejun astfel încât copilul tău să se bucure de dulce fără să-i fie foame prea curând. Oferă-i 3 biscuiți alături de 100 de grame de afine și 150 de grame de iaurt semidegresat. Contrar așteptărilor, iaurtul se digeră mai greu, adică stă mai mult timp în stomac, acest lucru prelungind senzația de sațietate. Biscuiții s-au copt, noi o să gustăm deja. Hai, Andrei, să vedem ce gustau. Arată fantastic. Abia așteptam să gust. Îmi place că au tot felul de chestii colorate prin și ele. Și să știi că mi-au ieșit pufoși. Foarte pufoși și foarte gustoși. Am găsit și niște nucări caramelizate. Încearcă și cu iaurt, te rog. Am uitat. S-ar putea să devină micul tău dejun favorit. Noi o să continuăm. Fantastică combinație. Vă spun doar poftă bună. Te invit să răsfoiești și celelalte rețete de pe YouTube Kilostop Junior. Vei găsi idei inspirate și sănătoase, special gândite de medici nutriționiști pentru tine și copilul tău. Și nu uita, la Kilostop Junior slăbitul este o joacă.